Aproximativ 135.700 de bilete de tratament balnear vor fi asigurate în acest an prin Casa Națională de Pensii Publice față de 120.000 în anul 2023. Acestea sunt repartizate pe 19 serii trimitere și au o durată de 16 zile. Pentru județul Vâlcea, în prima serie din luna februarie, doar 66 de vâlceni au beneficiat de bilete de tratament balnear. În continuare, persoanele care beneficiază de certificat de handicap au prioritate în primirea biletelor de tratament. În anul 2024, numărul de bilete de tratament este de 1.135.700, ce vor fi repartizate pe 19 serii de alocare, prima serie începând din data de 19 februarie 2024, iar ultima va fi în decembrie 2024. Numărul biletelor de tratament care se acordă gratuit se stabilește prin aplicarea unei cote de maxim 15% din totalul numărului de bilete contractate la nivel național. În acest an, valoarea unui bilet de tratament este de 2.968 de lei. Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar tratamentul balnear de 12 zile. În acest moment, la nivelul județului Vâlcea, în prima serie au fost alocate 66 de bilete de tratament în unitățile de tratament balnear din subordinea CNPP, în următoarele stațiuni: Pucioasa, Bala, Amara, Olănești. Mai menționez faptul că până la această dată au fost înregistrate în aplicația SPA 2402 cereri. Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului repartizat, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu suportarea unei contribuții sunt următoare. Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, aici punctajul este acordat între 0 și 10 puncte 0 pentru cei care au beneficiat și 10 cei care nu au beneficiat de bilet de tratament, categoria de pensie a beneficiarului, pensia de invaliditate are un punctaj mai mare, 10 puncte, iar anticipată parțială are un punct, și cuantumul brut al drepturilor de pensie, cei cu pensia minimă sau sub pensia minimă are punctaj 6, iar cei care au fost de salariul mediu grupă economie, adică 7.567 de lei, punctaj 0. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu titlu gratuit pentru beneficiari de drepturi în baza unor legi speciale sunt: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, la fel același punctaj, și cuantumul brut al drepturilor de pensie cu drepturile bănești prevăzute de legi speciale, la fel între 0 și 6. Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament balnear cu titlu gratuit pentru beneficiari de drepturi acordate persoanelor cu handicap în baza legii 448/2006. Acestea sunt: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, gradul de handicap al solicitantului, aici gradul grav are 8 puncte, accentuat 6 puncte, mediu 4 și ușor 2, și cuantumul veniturilor realizate, la fel, sub 1281 6 puncte, peste salariul mediu brut 7567 0 puncte. Cererile se completează numai pe formularul aprobat și se pot transmite prin poștă, prin poștă electronică, prin intermediul serviciilor electronice oferite de portalul CNPP sau se pot depune personal la Casa Teritorială de Pensii. Cererile se depun cu cel puțin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită biletul de tratament. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Suplimentar, la numărul de bilete de mai sus se vor adăuga și bilete de tratament balnear contractate cu alte unități de profil, însă cele mai mari șanse să plece la tratament au persoanele care au fost doar o dată sau nu au fost deloc în stațiune în ultimii 2 ani